al doilea meci din acest campionat, un meci cu o echipă care și anul în campionatul trecut a fost una dintre cele mai spectaculoase și a avut o evoluție foarte bună pe tot parcursul campionatului, care și în acest campionat a început foarte bine și a marcat 6 goluri. Ne așteaptă un meci extrem de dificil, venim după un joc bun realizat la Cluj, să sperăm că vom reuși să câștigăm puntele puse în joc, dar astfel să avem un campionat mult mai liniștit decât cel de anul trecut. Oricum este la început, dar după primul meci, eu cred că avem speranțe îndreptățite ca în acest campionat să scăpăm de acele sincope și griji pe care le-am avut în campionatul trecut. Afectat că l-ați pierdut când acum? Uman mă bucur pentru Marcovici și pot spune cu ghilimelele de rigoare că a fost copilul meu. L-am adus la Medeaj acum 4 ani. E o perioadă în care am lucrat cu el, perioadă în care am și lucruri și bucurii și tristeți. Dar ca și pierdere pentru echipă, după ce am început foarte bine, după o etapă bună în care evoluția lui a fost bună în apărare, pot spune că era stâlpul apărării. E într-adevăr o pierdere, însă am încredere că ceilalți jucători cu noi pot suprindu-i. Nu să fie locuitorul lui Marcovici, ci pot veni fiecare cu aportul lor, pentru că e greu să nu pui și unul. Fiecare își va aduce aportul la evoluția echipei, în felul. Cu cine crezi că va face Akaki echipa? Poftim? Akaki, cu cine crezi că va face tandem? Cu defensive? Păi, deocamdată Akaki trebuie să intre în echipă și pe urmă să facă. Păi, am înțeles că are demn de joc, nu? Păi da, se intre în primii 11. Am luat Akaki, n-am mai jucat. Da. Deci, să vedem, poate că va intra sâmbătă, dar deocamdată. Am înțeles că este bun de joc, că la Cluj nu a fost. S-a creat o adevărată discuție cu mutarea meciului de vineri sâmbătă. Chiar pe televizor așa era avut o ieșire aproape violentă vis-a-vis de această mutare. Cum vedeți schimbarea zilei și orei jocului? Păi dacă din etapa a doua ne confruntăm cu așa probleme, cum să văd? Și eu am fost anunțat luni că se joacă sâmbătă, pe urmă marți, poate că jucăm vineri, după antrenament marți. Nu poți să-ți faci niciun plan. Nu știi când joci etapa a patra, de exemplu. Avem și noi, suntem oameni și noi avem familii, poate avem tot felul de evenimente în familie. E un pic, nu știu ce să zic, noi nu putem stabili să jucăm două etape din tur ca să fii sigur că le joci. Poți să joci numai o etapă, dar astea sunt lucruri, să le zice în românești, dar ar fi timpul ca și noi să fim mai serioși în ceea ce spunem și în momentul în care luăm o decizie să nu mai întoarcem din tot felul de interese. Este foarte important ca să știm antrenorii, să știm programul, pentru că îți faci un ciclu săptămânal, îți faci niște rezervă de cazare și alte lucruri. La noi a fost un caz fericit pentru că jucăm acasă, dar vă dați seama să joci în deplasare, să știi că pleci de miercuri în deplasare, pe urmă că e joi, că nu e convenabil. Însă ar fi foarte bine, pentru că oricum meciurile astea sunt și în etapa a treia, și în etapa a patra, și în a șaptea, și în a opta. Eu nu înțeleg de ce nu se pot face programări pe o distanță mai lungă. Pentru că, în general, se cam știu opțiunile, nu cred că se schimbă de la etapă la etapă. Și s-ar putea programa cel puțin pe patru etape. Și când ajungi undeva după desfășoarea a două etape, să primești și următoarea programare. Pentru că noi nu știm săptămâna viitoare, dar
am ajuns din etapa a doua să ne gândim, a, poate în etapa a treia nu jucăm bine, dar așa știm astăzi. Probleme de lot sunt? Accidentări vechi? Sunt. Avram este lovit. Are lovitură, o contuzie de la antrenament. Lazar a acuzat dureri la gleznă. Nu sunt accidentări foarte grave. Pe Bauam? Puteți conta pe Bauam să nici? Nu, Bauam încă nu. Aerii lula cu tot așa, stand-by. Așa, o să vedem.